Evanghelia după Ioan ne oferă astăzi răspunsul la cea mai importantă întrebare. Ce înseamnă să fii născut din nou? După ce transformase apa în vin la nunta din Cana Galilei, Iisus a dus la Ierusalim să participe la celebrarea Paștilor. În templu, negustori dornici de câștig facil profitau de cerințele legii și făceau un comerț deșănțat care desacraliza închinarea. Domnul s-a mâniat, a făcut un bici și a împrăștiat vânzătorii, animalele și schimbătorii de bani. Liderii religioși l-au întrebat cu ce autoritate făcea asta. Iar Domnul le-a răspuns: stricați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica din nou. Ei credeau că vorbește despre templul lui Irod. Dar Iisus se referea la propriul său trup. Ucenicii lui și-au amintit și-au înțeles aceste cuvinte abia după învierea Domnului. În zilele care au urmat, poporul a văzut pe Iisus făcând tot felul de vindecări și minuni, așa că mulți au crezut în numele lui, citim în versetul 23 din capitolul 2. Dar nu era vorba de credința mântuitoare, ci doar de uimirea produsă de minunile văzute, care îi făcea să accepte autoritatea lui Iisus. Dar Domnul le știa inimile și nu se încredea în ei, cum citim în versetul 24. Totuși existau și oameni sinceri interesați de Domnul Iisus. Nicodim era unul dintre aceștia. Acest învățător al legii a venit la Iisus, noaptea totuși, dorind să afle de la sursă dacă Iisus chiar va instaura împărăția lui Dumnezeu și va înlătura pe romani. Dar Iisus l-a întrerupt și a spus: adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Am citit versetul 3 din Ioan capitolul 3. La care Nicodim devine confuz. Cum poate un om să se nască a doua oară fizic? Dar Domnul vorbea despre o renaștere spirituală. Dumnezeu nu va încerca niciodată să recondiționeze vechea noastră natură. El nu are în planul său îmbunătățirea sau dezvoltarea naturii vechi, ci să căpătăm natura cea nouă. Iisus compară a fi născut din sau prin Duhul cu vântul. Nu pot fi clar explicate, dar când Dumnezeu mișcă și schimbă inima omului, se vor vedea consecințele. Cum putem fi născuți din nou? Credința în moartea lui Iisus, care plătește pedeapsa pentru vinovăția păcatelor noastre, credința în învierea și înălțarea Lui, aceasta este condiția esențială pentru regenerare. Doar pe această bază ne primește Dumnezeu. De ce face El asta? Pentru că Dumnezeu a iubit și iubește omenirea. Dragostea Lui motivează planul Lui de mântuire a omului. A crede în Hristos înseamnă să te încrezi în El, Cel care a plătit în trupul Său pe lemnul crucii pedeapsa pentru păcatele tale și a murit în locul tău. Când a venit prima oară, Iisus a venit să mântuie, nu să judece, scrie în capitolul 3, versetul 17. Răstignindu-L pe El, lumea a ales însă judecata. Așa că data viitoare, când va reveni, Iisus va veni ca judecător. Capitolul 3 al Evangheliei lui Ioan se încheie cu o nouă mărturie despre Iisus a lui Ioan Botezătorul, a cărui misiune poate fi rezumată în acest mesaj: crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit. Nu crede în El și vei fi judecat și pierdut pe veci.